am aflat. Da, mă uit la mamele astea îndurerate și terminate. Sunt convinsă că nu e nicio consolare pe lumea asta pentru ele. Nici nu se poate. Nici să fie trași medicii la răspundere, pentru că pentru ele copiilor nu o să mai fie niciodată întorși de la groapă. Dar vorba domnului Constantin, măcar să nu se mai întâmple și altora. Că aici e pericolul. Domnul Constantin, aveți de gând să faceți o plângere la Colegiul Medicilor din Pitești în cazul în care nu se autosesizează ei? Am depus la spital. La spital am depus pe data de 1 iulie. Am depus o sesizare și pe data de 4 iulie am depus altă sesizare și până în momentul de față n-am fost contactat absolut de nimeni de la Spitalul Județean. Să vedem ce s-a întâmplat, ce s-a făcut. Nu știu. Și rog pe această cale să și colegii mei să se autosesizeze. Eu luni oricum o să iau în Pitești să depui și la colegiul medic și la parchet, indiferent ce-i păță. Câți ani avea Narcis? Făcea pe 20 decembrie 22 de ani. Împlinea 22 de ani. Și stătea cu dumneavoastră, cu ce se ocupa? El era paznic la o firmă. Firma în Pitești și locul de muncă era la Vâlcea. Nu pot să spui firma că... Da, doi copii, unul de 19 ani, unul de 22 de ani. Astea sunt două cazuri, unul după altul. Sunt foarte impresionată de ceea ce am auzit și mi-aș dori ca cei care pot să facă dreptate în cazurile astea să o facă măcar pentru părinții ăștia. Să facă măcar dreptate pentru că nu mai dreptate, să facă dreptate. Și mai mult de atât, medicii care vă urmăresc din toată țara, să știe că atunci când vine un om pe mâna lor, au toată datoria și merită să fie tratați așa cum ei înșiși ar dori să fie tratați de altcineva. Cei mai mulți sunt așa, să știți, și sunt oameni care câștigă și ei puțin. Sunt, din păcate sunt și astfel de cazuri care, uite... Nu mă refer la cei ce sunt. Medici foarte buni. Pentru că întotdeauna privesc loviturile cei care tragă, ci la cei care ignoră profesia și n-au conștiința responsabilităților. Aici e, de fapt, marea problemă românească. Da, o să încheiem discuția spunând că e cel mai bine să avem noi grijă de noi, să ne îngrijim, pentru că sănătatea este cea mai de preț și dacă nu e sănătate, nu e nimic. Cred că oricum avem mare nevoie de medici și noi și copii.